Salutare și tuturor! Aparent... Eddie... Nu știu, nu mai știu rima. Aparent, Eddie și Shovo au găsit soluția la acest minunat far. Șobolan. De fapt, Vovo, în 10 secunde de gândire, a găsit soluția. Vovo fiind modest. Da, sunt foarte modest. Aparent, am făcut 4 copaci, nu 3, cum vreau inițial. Și... I-am făcut și Avem într-un spațiu mai mic. Copaci. Și ne-am dus cu un prieten să tăiem un copac. What? Nu știu. Ce te-a apucat, bossule? Sunt retardat. M-am jucat Metin 4, nu, mai mult, 6 ore azi. 6 ore, ești nebun? Și sunt obosit și retardat. O combinație fletală. Metin 6 ore, wow. Da, Metin 2 rocker. Bă, unde... Nu știu ce să zic. Cam îți pierzi viața, dar mă rog. Nu lua nume de rău. Stai chill, stai pe chill. Ok, deci am făcut asta. Nu prea îmi pică sapling-uri. Aia dar e na, problema. Dacă ție îți place metinul, joacă-te metin. Bă, am ceva pentru tine. Da, boss, ascult. Ah, te-am ratat cu ouăle mele. Asta sună ciudat. Te-am ratat cu ouăle găinii. Și am ratat. Vezi, n-avem precizie. Ce naiba se întâmplă cu noi? S-a dus okay. Precizia. Rămăsesem aici. Da, rămăsesem să terminăm farmul ăsta, pentru că da. Și în caz că vă întrebați de ce am mai construit pe aici, niște probleme. Băi, de ce ai făcut 3 stack-uri de stick-uri, ești nebun? Și? Eram eu și Edi ceva gen, bă, cum se făceau gardurile? Nu, Edi, era ceva gen, cum se făceau gardurile? Și eu zic, din sticuri. Apoi Edi face 2 stacuri de sticuri și îi zic eu, bă, dar parcă nu era numai din sticuri. Bă, și miram, deci eu vreau să fac, Edi. Vreau să fac fans de sprus și eu făceam din sticuri normale. Și cum n-ai baie ăștia de sprus? Îi făceam incantație, bă, tu ești de sprus, ai auzit? Dacă nu s-a oară, mama vin după tine. Da, bă. Da. Ai piatră scări să pui? Mă duc să mai iau. Te duci? Să mai da, ai. Am luat ceva și am rămas un pic fără. E bine, am mai crescut un copac. Bă, dar zici că cresc instant copacii ăștia, ce naiba? Da, e bine că în caz că vom avea nevoie vreodată de lemn. Sau de fapt, cred că într-un episod numai asta o să facem. O să luăm lemn și o să vorbim despre ceva interesant. Dar până atunci o să ne trebuiască un subiect. Păi da, oricum acum ne pregătim pentru acel episod. Teoretic noi acum pregătim lemnul pe care îl vom lua. Deci tot ne-ar trebui un subiect interesant. Da. Mă rog. Așa că argumentul tău este invalid, așa că te rog frumos să mai înveți logică. Bine. Am făcut doar în a noua, îmi pare rău, și n-avea legătură cu nimic logic. Păi eu nu zic de școală, eu zic să gândești mai logic. Bine, domnule twerk. Haide să ne culcăm, în primul rând. Bă, da, ți-e cam place să te culci cu mine. Cum e asta? Dacă vă întrebați de ce e chat-ul ăsta așa... Am încercat să filmăm și a intervenit o mică chestie, așa că am luat-o de la început. Și că nu te mai chinui să vorbești. Da, nu te mai chinui să vorbești ce vezi la început. Da, Vovo, că se pune pe mut și eu vorbeam acolo ca prostul, ca să, na, până vine Vovo. Și se gândește și el după vreo 5 minute să-mi zică, că să nu mai vorbesc da, mă, ca dar prost. Cât stai, mă? Eram în peșteră, frate. În peșteră, dar hai odată că mă mănâncă zombii. Pe mine mă mănâncă. Dar nu vrei schelălăi. Să rămâi forever alone. Mă mănâncă schelelăi. Schelelăi. Și Spider-Man. Spuderman, frate. Învață și tu engleză, ia uite-l, mă. Ok, gata. Mi-ai buguit toată. Tot jocul mi-ai buguit. Nu-ți merge, țeapă. Ok, hai să merem. Uite o lopată aici, o lopată chiar cu Fortune 2.
Uite, wow. Steagul României care-i pus invers. La ce naiba ți-ar trebui o lopată cu Fortune 2, ești nebun? Unde-i lopata cu Fortune 2? Am luat-o în inventar. A, uite, o lopată normală. Asta chiar ceva că-mi trebuie. Ceva lapis aici este... Ok, mai avem așa. Bă, de... din două levele am pus Unbreaking 3 pe lopată. Eu zic că e o afacere da? Bună. Pentru două levele. Ia să-mi pun și eu... Parcă n-am mai dat de mult de mâncare la vaci. Mi-e dor. Stai că trebuie să mă duc să hrănesc vacile. Bă, dacă te sunt. În curând nu mai în cap aici. Uite, mai aveam niște lemn de jungle și de sprus. O să-l duc eu acolo. Shit, mamă. Era să scape toate vacile. Ok, deci dacă noi avem toate lemnele posibile, atunci... o să gata. Fie foarte, foarte bine și poate că în curând ne vom apuca și de o căsuță. Și nu știe ce... Poate ne facem și noi odată casa și nu mai dormim deasupra lunii. Bă, mie îmi place. Să ne vâneze toți zombii. Toți chelălăi. Spudermanii. Spudermani? Spuderman? Spuderman? Isderman? Ok, deci până unde facem scările astea? Până... Eu zic că până aici. E ok. Aici. Asta e ultimul, nu? Da. Ok, uite, am și eu o lopată, mă. Nu mai sap cu dejtele. Pusesem eu într-un chest, nu știu câte stack-uri de dirt. Da, știu, în ăla cu plus parcă. Ia să vedem. Să mă duc să le iau să construim aici. Punem asta și... Da, mă duc să iau. De ce spar cu degetele ca idiot? Cu degetele? Degetele, degetele. Hai că dacă ne cresc toți copacii de Dark Wood e perfect. Bă, ce vroiam noi să punem aici? De fapt, n-am spus niciodată. Ia să văd ce am luat mine. Am așa oak. Oak-ul nu-l focusem mai încolo? Nu. Ba, nu. N-am făcut oak-ul deloc. Avem junglă, apoi sprus, apoi darkwood. Am bărci la mine. Hai facem acacia aici, că acacia trebuie să avem mult spațiu pentru ea. Pentru el, de fapt, că e farm. Da. Că știi, pentru... copacii de acacia cresc foarte mici. Pentru română. Ce... Copacii de acacia cresc foarte... Da. Da, sunt că sunt doar așa, câte 4-5 blocuri pe copac. 4-5-6 maxim. Dar nu știu unde e ăla de acacia. Am eu la mine în inventar 6 saplinguri. Ah, cred că... Parcă Pain le-a adus, sau nu mai știu. Da. Un schelet cu full armor. Da. Nu. Uite un sapling aici. De? De oak. Vreau să uit mai am și de oak. Uite bărci am la mine. Eu iau lemnie. Dar mă, luăm lemnie mai încolo, las lemniele. Nu, eu aduc lemniele de la... Lemniele. Aduc lemniele de la... Lemniele. De la accentul bază. Tău spune tot. Lemniele. Zici că ești un țăran din ăla care aduce lemniele. Dacă știi care cum zic. Problema? Și care e problema tot dacă aduc lemniele? Lemniele. Că ce? Nu e o țară gratuită? Asta gratuită, auzi? Liberă pentru lemnie? O țară gratuită? Lemnie! E o țară lemnielor. Gratuită. Da, șmeningă. Am trei sau și pe asta. Puterea lemnielor. Hai mă să plantăm copacii de acacia și nu mai aduce lemniele. De acum, deci dacă s-ar putea... A, nu, mi se pare că pe nu mai știu, pe Hive poți să-ți pui ce nickname vrei. Lord. Când o să iau VIP acolo, cu VIP doar. O altă viață. Când o să iau VIP acolo, o să pun lemnie for the win. O altă viață, probabil. Bine, dar eu o să pun lemnie for the win. Și... O altă viață. Să-ți reamintesc. Hai să punem scările. Dar totuși o să pun lemnie for the win. În altă viață, da, lemnie for the win. Da, bă, pe Hive ca să iei VIP-ul trebuie cam 25.000, 30.000 abonați. Pe puțin. Deci nu știu dacă o să ajungem noi acolo prea curând. Da. În momentul de față
Eu nu stau prea bine cu YouTube-ul și așa din Nici eu, cauza dar... activității mele. Nici eu, dar acum o să încep să mai postez mai Da, des. dar totuși trebuie să postez mult mai des decât mod Știi normal. că... S-ar putea să trebuiască să spargem tot dirt-ul ăsta aici. De ce? Pentru că uite unde e gardul. Holy shit. Da. Dar doar până Deci trebuie să mai aici. pun. Păi de ce? Păi doar până aici și mai facem un rând de scări, nu știu. Păi mai pun Așa, un rând de random. scări, da. Nu, Ah, nu, nu, ok. îl pui aici, direct, ce dracu, uite, chiar aici. Unde? Unde A, m-am aici pun oprit eu, da, scările? din săpat, da. Cam așa. Na, Ok. și amândoi o să încercăm să postăm cât de mult putem, nu știu de Edi, dar eu dacă o să reușesc să pun un clip pe zi, sunt fericit. Mă, eu deja am pus videoclipul cu... Bă, să-mi bag, am uitat să-l pun pe public. Mă rog, o să-l... În momentul în care pun filmarea asta, voi știți deja ce Despre ce e trebuie să vorba? zic acum. Și cineva mă... Facebook. Hei, Edu! Dr. ORV site, pot să-mi iau bilete la Dreamhack. De pe Ok. ce site? Da! Ți-am tradus. Mulțumesc! Nu s-a obișnuit cu acest limbaj. E ceva gen limbajul HTML absolut. HTML, auzi. Nebuneli. Da. Spunea ceva profa de info de chestia asta, nu știu exact ce vrea să zică, dar mi s-a părut interesant de În băgat în HTML vocabular. faci site-uri web. Știu, mă. bun. Hai, pune și tu să facem copaci. Și ce copaci vrei să facem aici? Acacia, n-am vorbit? Aici? Doar? Uite, A. parcă aici ar trebui, nu? Și aici ce facem? Primul copac. Pune Aici scările. ce? Aici ce facem? Flori. Flori? Flori. Facem flori? Flori. Uite. Vezi, copacul mai las dreapta un pic. Da, așa, de E formă, știi, gen... aici Habar n-am, copac. lasă terenul ăsta. Bine, o să-l las. Ok, pun 3 diferențe, da? Da. Ca de obicei. Ți-am zis că... Na, până ai schimbat pe lopată. Păi da, că nu știu pe care le am, pe ce sloturi, știi? Aparent s-au scurs deja 13 minute din acest episod. Serios? Da, bă, n-am observat. Eu credeam că suntem pe la minutul 5 și mă pregăteam să vorbesc despre ceva. Păstrează Nu, filmul e prost, episodului. e prost, e prost. Aaaa, suca! Suca, Idiota, beaci! idiota, curva. Curva! Ăla e, ăla e, gata. Hai să punem și copacii. Terminăm cu acacia și în episodul următor facem și de ăsta Oak și oak bărci. și bărci și terminăm cu farmă. Pe aici o Într-un să final. Hai, mai hai repede să mai facem un rând, că mai am două. Ok, 1, 2, 3, așa. 2, 3, așa. Mama, dar l-ai pus cât se poate de prost, cum să zic. Trebuia să-mi pui sapling-ul, să văd. Păi, dar ce mă... Ok, pune. Aia e, mă. Good, good. Good. Și mai avem câteva vești pe care aș vrea eu să le vorbim așa în ultimul minut din episod. Să Yes. aflați că noi vrem să organizăm în curând viitorul, de fapt, sezon de la UHM. Așa că fiți pe fază. Atâta vă zicem. Nu dăm mai multe informații cu cine o să fie, pentru că... O să vă dăm doar două mici detalii. Organizatorii vom fi tot aceiași ca în sezonul 1. Da. Adică eu cu Vovo și cu Andrei, pentru că na, ne-am descurcat. Pot să zic că pentru o primă ediție ne-am descurcat destul de bine. Adică sistemul ăla de spectatori mergea foarte bine. Numai că acum apărând un 8 va fi super super ok și nu va mai fi pic de lag. Da. Pentru că versiunea e foarte optimizată.
Cam și mai așa. ales că a apărut și Optifine-ul și tot, chiar că nu mai... Chiar că n-o să mai fie niciun pic de lag. Păi, Da. cam atât am avut de zis în ultim minut de episod. Dacă vreți să vă arătați aprecierea, nu uitați să lăsați un like. Comentați și voi acolo să ne spuneți ce să mai facem. Da, ce am mai putea să facem în afară de căsuță, pentru că nu știu, deocamdată n-am idei noi pentru mai casă. Avem, mai avem câteva idei de făcut până în casă, dar... Eu am idee aveți... pentru seria mea de hardcore, atât. Dacă voi am eu idei atunci. Dacă voi aveți ceva idei, ne spuneți și ținem cont. Deci... La revedere! Right. Ha 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 ha